Bună ziua, oameni frumoși și bine v-am regăsit! Astăzi vom face o etalare generală, dar în care vom cuprinde și dragostea, pentru perioada 15-31 decembrie 2021, etalare pentru Zodia Taur, ascendent lună în Zodia Taur. Dacă vă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726 981520. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să lăsați un like, un coment sau să vă abonați acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Așa. Aveți o singură arcană majoră. Puteți vedea face în perioada aceasta cu semne de pământ, taur, fecioară, capricorn, cu semnul zodiacal, săgetător, semne de apă, rac, scorpion, pești, semne de aer, gemen, balanță, vărsător, dar și celelalte semne de foc, berbec, leu. Energia principală vine cu prințesa de monede, ca în tarutul Rider White fiind valetul de monede, care aduce noutate. Poate fi vorba de o perioadă în care o situație se va schimba, se va îmbunătăți, sau poate fi un impuls de a face anumite schimbări în viața dumneavoastră. Vorbim de noi începuturi de vești. Dacă vorbim de planul profesional, poate fi vorba de începutul unui proiect. Puteți beneficia de sprijin cuiva și să fie un sprijin consistent sau de durată, că vorbim de situații durabile, doar că în același timp vorbim de începuturi pentru că avem valetul. Poate vă faceți planuri pentru începutul anului 2022, să puneți ceva în aplicare. Dacă vorbim de planul sentimental, aici apare o ocazie foarte bună de a, poate de a dobândi o experiență valoroasă în, și poate să fie și de durată într-o prietenie sau într-o relație de dragoste, poate fi situația aceasta. Poate fi vorba și de încercarea de a avea o relație sau de a avea încredere, de a începe de a, să aveți încredere în cineva. Lucruri noi, poate puneți accent și pe copii în perioada aceasta, unii dintre dumneavoastră, dar uh, vorbim de siguranță. Haideți să vedem, da, o a doua șansă, poate încercați să schimbați, da, o situație deja existentă sau să îmbunătățiți o relație, să vă împăcați cu o persoană dragă, aveți șansa aceasta, mai aveți timp la dispoziție, pentru că parcă vă și propuneți până la sfârșitul anului să faceți schimbări. E o foarte supărată aici în jurul dumneavoastră, persoană foarte ocupată, poate veți încerca să ajutați pe cineva sau poate dumneavoastră sunteți cei foarte uh, ocupați și preocupați de uh, starea emoțională în primul rând, dar parcă vreți și anumite câștiguri, vreți să faceți ceva pe ultima sută de metri. Provocarea vine cu cinciul de spade care aduce foarte multe provocări și încercări. Persoane care vor face tot ce le stă în... Putere, să vă dea la o parte sau să vă, în, vă creeze anumite obstacole, anumite încercări. Nu trebuie să le dați satisfacție deoarece vă instabilizează din punct de vedere mental și emoțional. Deci aici trebuie să aveți grijă. Sunt persoane care vor încerca să vă supere. Dar vă văd destul de puternic, ceea ce poate să fie vorba despre un bărbat mai în vârstă sau un bărbat influent. O, care are o anumită atitudine față de dumneavoastră, o persoană care cere foarte mult respect, se impune, o persoană dominantă și în cazul doamnelor și în cazul domnilor puteți avea un conflict, un conflict complet în o cunoștință cu o persoană de la locul de muncă, dacă sunteți domni. Uh... Orică sunteți, poate unii dintre dumneavoastră, o altă provocare vine pentru un drum, trebuie să mergeți undeva și nu prea vreți sau vreți să plecați la un drum și sunteți un pic blocați, închiși și uh, nesiguri că o să fie cu realizare, din cauza că puteți auzi niște zvonuri și asta să vă dea peste cap un pic. Surpriza vine cu treiul de băte care aduce un progres în primul rând o reușită, poate vă faceți planuri de viitor, aici poate însemna și o călătorie, mergeți în vacanță, undeva cu de sărbători. Dacă vorbim de planul profesional, ați acumulat foarte multă experiență anul acesta an sau începeți să faceți lucruri sau vă doriți să faceți lucruri pe termen lung poate fi vorba despre un plan, despre un proiect, vă lărgiți orizonturile, ca să spun așa, poate fi vorba de o muncă în echipă sau ce, ce ați început sau plănuiți să începeți poate de la anul, o să fie cu reușită, să știți, pentru că aici dacă depuneți muncă, da, faceți eforturi, lucrurile acestea vor da roade pe termen lung. Deci, clar, va fi vorba de un succes. Dacă vorbim de o relație de dragoste, aici vorbim despre o bază foarte solidă, de siguranță, de o relație care se consolidează sau o consolidați în timp, poate să fie și lucrul acesta, poate fi vorba despre o prietenie care se poate transforma într-o relație de dragoste, dar orice ar fi este cu stabilitate, da, apar schimbări foarte frumoase în viața dumneavoastră și chiar rapide unele dintre ele, cu foarte multe discuții, discuții care vă vor pune pe gânduri, dar vă vor aduce și satisfacție, mulțumire sufletească, pentru că o să ieșiți dintr-o stare depresivă, dintr-o stare apăsătoare în care ați intrat, deoarece nu ați văzut nimic pozitiv în viața dumneavoastră în ultimul timp având în vedere evenimentele care au fost, poate, în viața dumneavoastră. Dacă vorbim despre o împăcare sau uh, despre uh, locul de muncă, aici vorbim, într-adevăr, de foarte mult efort pe care îl depuneți dumneavoastră ca să aveți succes în uh, meserie pe care o practicați sau aici poate să fie vorba de firma pe care o aveți. Dar orice ar fi, vorbim despre stabilitate, despre siguranță și despre... Uh, efort. Dacă vorbim despre o împăcare, da, aici putem spune că va avea loc o împăcare, să vedem și în ce condiții. Aici a apărut rivalitatea, multe bârfe, v-ați certat, v-ați despărțit, a intervenit altcineva între dumneavoastră și această persoană, doar că aveți un avantaj, ceva vă leagă. Și despărțirea aceasta nu poate fi una definitivă. Fie că aveți copii împreună, fie că ispita aceasta, rivalitate, aceasta în dragoste care a apărut și m a adus în punctul de despărțire, poate, fi, poate, a fost o încercare sau o lecție de viață, pentru că aici vorbim de reușite. Împreună văd că încercați să depășiți totul. Parcă o luați de la zero, o luați de la capăt și în muncă, să știți, chiar dacă ați întâmpinat foarte multe greutăți, nu vă dați bătuți. Și lucrul acesta o să vă aducă foarte multă reușită. Ceea ce, da, și noi începutul. Cred că vă faceți planuri pentru începutul, nou, începutul noului an. Și chiar poate vă gândiți să întemeiați o familie după ce se mai detensionează această situație, că oricum se va întâmpla pentru că văd succes. Dacă vorbim de relațiile de trio sau de partea financiară, aici vorbim despre un păcare. Faceți un echilibru, vă înțelegeți mult mai bine, scăpați de anumite lucruri, tensiuni din trecut, pe planul financiar sunteți foarte echilibrați și chipzuiți, aveți uh, siguranță financiară pe termen lung și chiar aveți posibilitatea de a surprinde anumite persoane sau să fiți dumneavoastră cei surprinși. Poate fi vorba și de o recompensă sau de un câștig pe care l-așteptați de foarte mult timp sau de un răspuns legat de siguranța financiară, de situația financiară, da? Dacă vorbim de relațiile de trio, aveți succes aici, văd că vă întâlniți de sărbători, petreceți, aveți momente de intimitate și posibilitatea de a pune în balanță sau de a discuta despre ce se întâmplă sau ce. Se va întâmpla de acum încolo, pentru că aici au fost probleme, într-adevăr, în relații, dar este o legătură foarte puternică. Ceva va aduce din nou împreună. Oricum, văd că până de sărbători veți avea o discuție între patru ori persoana pe care o iubiți și aici poate pot apărea anumite discuții, pentru că aveți de face cu o persoană mai fixistă sau o persoană care are un mod, un mod mai ciudat de a gândi. Pentru persoanele singure, avem Regina de Cupe, aveți foarte multă dragoste de oferit, doar că apare singurătatea aceasta, să știți că abia din ianuarie văd că apare cineva la dumneavoastră. Dacă vorbim de, singur, de sănătate, văd că stați mai mult pe acasă, ori nu vă simțiți foarte bine, ori aveți concediu de odihnă, dar statul în casă, văd. Multă oboseală poate fi acolo la sfârșit de an sau vă ocupați, vă preocupați foarte mult și vă stresați de uh, lucrurile pe care trebuie să le faceți acasă, în casă. Revenind la situația, dacă sunteți singuri, da, întâmpinați, nu întâmpinați, Doamne, întâlniți persoane, dar nu sunt oneste, nu sunt uh, persoane lângă care să vă vedeți o viață întreagă. Poate fi o o tachinare de moment, să schimbați vreo două vorbe cu anumite persoane, dar nu să legați o relație pe termen lung. Pentru că aici apare multă minciună, falsitate, poate cineva încearcă să vă cucerească, dar vă duce în eroare, sau poate dumneavoastră sperați că cineva o să vă dea atenție, dar acea persoană vă trimite semnale false și... Nu vă încântă lucrurile acesta oricum văd că vă doriți stabilitate, siguranță, sunteți foarte bun cu toată lumea, ați dori acest lucru și din partea oamenilor din jur, mai ales din partea unei persoane pe care o, placeți place dumneavoastră foarte mult. De abia din ianuarie să știți că văd schimbări. Cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi, vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!